pe toate, ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea. Premiul maxim de astăzi 2400 de euro. Ștefan e cu noi, bună dimineața. Aliu! Bună dimineața! Aliu, Ștefan, ce faci? Ștefan, iartă-ne un pic, trebuie să explicăm lucrul ăsta. Noi suntem pe Facebook, Ștefan, și am primit ieri, a venit prietenul nostru Adi de la Obor cu o găleată de mici și un telefon de la din cabină telefonică, cum era odată cu cartelă, dacă le mai țineți minte. Portocaliu. Alea indestructibile, dovadă că e aici. Că el de câte ori vine pe la noi să ne aducă mici, aduce și câte un cadou neașteptat. Deci intrați pe Facebook să-l vedeți pe Luca vorbind la telefonul la Portocaliu. Mai e și cartelă, mă? Da, o să-l punem pe OLX. Bagă cartă, să vedem ce se întâmplă. Da, ne-a adus telefonul ăsta să ne aducem aminte de felul în care comunicam înainte de telefoanele mobile. Hai să revenim la Ștefan acum, că Ștefan are emoțiile lui, are treaba lui, nu iar de lui de telefoane și cu siguranță, Facebook. Cu siguranță. Ștefane, de unde zici că ești? Din Focșani sunt, domnul meu. Ștefan din Focșani, deci prea serios. Păi sunt, având în vedere și vârsta pe care o am, sunt puțin mai sobru. Așa sunt tinerii. Am înțeles. Deci înțeleg că sunteți liber acasă. Sunt acasă cu soția și pisica, da. Excelent. Și pisica. Pe doamnă cum o cheamă? Dumitra. Și pe pisica? Să-l doamna Dumitra. E în bucătărie, mă ascultă, mă arătează în dormitor ca să vă pot auzi mai bine. Mamă, am înțeles. Deci să vă dați seama ce atmosfere acolo. Domnul eu aici să răspund, Dumitru, ascultă-mă, dar lasă-mă, te rog. Pisica e cu tine, Ștefan? Când a auzit pisica că intru în dreptul altul și a plecat de lângă pisica mine. Pisica e în copac, în fața blocului, a văzut. Probabil că e mai multă energie, nu știu cum să o numesc. Sunteți agitat. De regulă, când vă ascult, sunt foarte, și răspund altcineva, sunt foarte relaxat. Acum am intrat și eu în febra emoțiilor acestora. Asta este. Domnul Ștefan, să știți că aveți premize bune în dimineața asta să ajungeți chiar și la premiul maxim, care este de 2400 de euro. Vă spun sincer, adică sunteți un om trecut prin viață, ar trebui să... Aveți dreptate, da. Să le cam știți întrebările de astăzi. Începem? Începem, domnule. Haideți, domnul Ștefan. 300 de euro. 300 de euro. Așadar, pentru 300 de euro, prima întrebare de astăzi este, atenție, Ștefan, care este capitala Poloniei? Varșovia. Ena. Nu mai răspunde, că se poate pierde. N-are cum să pierde. Nu mai se vorbi să nu până mai nu se termină semnalul celor 6 secunde, domnul Vlad. Mm. Domnul Ștefan, absolut nimic. Întrucât poți stânjeni ascultătorul, poți da un semnal. Nu e cazul acum. Chiar domnul Ștefan, dumneavoastră ați răspuns corect. Felicitări. Mulțumesc. Și după cum v-am spus, vă încadrați mai ușor cu entuziasm în premiul maxim. Mai ușor, domnul Ștefan. Stai-mă puțin, că domnul Ștefan e foarte serios. Nu l-ai văzut de la început? Da. Hai să ne veselim, 300 de eurici. Se veselește mai la final. Bine. Ia spune, Ștefan, dublăm la 600. Sper că n-a venit Dumitra deja cu... Gata, ne oprim. Hai să dublăm, domnul. Așa. Hai să vedem. 600 de euro. N-ar trebui să vă pună nicio problemă întrebarea asta. Ștefan, sunt 600 de euro. Bani mulți. Dar întrebarea nu e pe măsura premiului, e ușoară, zic eu. Trebuie să ne spui cine a fost Teodor Aman. Ce ocupație a avut? Pictor. Iar am zis? Da, nu poți să te abții. Nu poți să te abții, ceva. Pictor zici, da? Da. Ce a pictat? Picturi. Dacă mă duc aminte, din școala generală, picta multă natură moartă.
natură moartă. Ia zi, Luca, e vedeți, mă, ce înseamnă ce școală se făcea odată? Ștefan, câți ani aveți? Corect, corect, se făcea școală față de acum. Da. Câți ani aveți? Păi, am vreo 67. Mulți înainte. Mulțumesc la fel și dumneavoastră și la mulți ani cu ziua, cu ocazia zilei naționale. La mulți ani, mulțumim, la mulți ani. La fel. Uite, da, că a prins viață. Da, Ștefan. La experiența pe care o ai, eu zic că ne-ai toți banii astăzi. Bravo, ai 600 de euro și te poți gândi deja la 1200. Eu mă pot gândi la 1200, dar să știți că 600, astea 600 de euro sunt 3 pensii de ale mele. Da. Asta e tragedia, vezi? Că oameni care au făcut școală ca lumea acum trăiesc din pensie de 1000 și ceva de lei. Dar ce lucrat? 1600 de lei, corect, corect. Dar ce-ai lucrat, Ștefan? Ce-ai lucrat? Am fost maestru la o mare întreprindere din Focșani, care, din păcate, până 92 a ars. A luat foc. După care a trebuit să luăm drumul prin Belgie, am fost emigrant, am plecat emigrant prin Italia, după care mi-am deschis o mică afacere, iar acum suntem pe acasă. Am înțeles. Da. Ștefan, mai întreb o dată, 600 sau 1200 de euro? Domnule, vă stimez foarte mult, îmi place și răspund la a treia întrebare în afară concursului, dar eu mă opresc aici. Vă mulțumesc. Felicitări, Ștefan, ai câștigat astăzi la dublu sau nimic 600 de euro răspunzând la două întrebări. Sunt banii tăi. Bravo. Mulțumesc. O să ai parte de sărbători fericite cu ei, probabil. Și dumneavoastră la fel. Și da, în afara concursului, așa cum spunea și Luca, ne bucurăm tare mult că ți-am dat premiul ăsta, Ștefan, și sunt convins că ai fi știut răspunsul la această a treia întrebare, că nu... Și eu sunt convins, dar... Dar într-adevăr, miza e apăsătoare, emoțiile pot interveni, sunt bani foarte mulți pentru da, tine corect, în situația corect, în care ești. Corect. Ștefan, întrebarea era, pentru 1200 de euro, iată, ar fi fost, din literatura cărei țări face parte personajul numit bravul soldat Schweig? Poloneză, nu? Vezi? Până la urmă ai fost inspirat și te-ai oprit bine. Da. Bravul soldat Schweig este personaj din literatura cehoslovacă. Da. Uite că ai fost și inspirat, Ștefan. Felicitări, oricum meriți cumpri să simță premiul și să ai sărbători cu bine. Mi-a făcut o deosebită plăcere să vă ascult. Și nouă, mai ales că am vorbit cu tine atât și de pe telefon fix. Numai bine, Ștefan. Felicitări, bine. Bravo. Salutări de mâine, Dumitri. Mâine de ziua națională avem 800 de euro. Cât? 800. Da. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.